Bună, dragii mei donatori orgasme, și bine ați venit la Botovlogul din cască. Astăzi vorbim despre mersul pe ploaie, de data asta cu soare. Sper să mă și înțeleg. Așa, mersul pe ploaie pe două roți, bineînțeles, nu este deloc recomandat. De ce? Pentru că dacă aquaplanarea este periculoasă pe patru roți, închipuiți-vă ce înseamnă pe două roți. Prin filtrul vacii trecute, eu am câteva pilde. Da? Feriți-vă de prima oră de ploaie. De ce? Pentru că praful de pe asfalt și ce mai e pe asfalt de la tot felul de nebuneli, cu prima ploaie, da? Adică prima oră de ploaie, se transformă într-un smac foarte alunecos. Deci prima oră de ploaie și ultima oră de ploaie. De ce ultima oră de ploaie? Deși e cam greu de știut care e ultima oră de ploaie. Pentru că nu mai plouă ca să curețe asfaltul și de pe drumul secundar întotdeauna vor apărea oameni cu cauciocilii murdare care vor umple de smac asfaltul și, știți voi, îl vor transforma într-un țujulic ei. Bun. A doua pildă. Păstrați distanța față de colegii de trafic, pentru că nu este recomandat să bruscați comenzile motocicletei. Pentru că intervine uleiul nebunilii și așa de pe asfalt, acolo planarea și faci cioc. Al doilea sfat, mare grijă în benzinării. De ce? Pentru că, după cum probabil știți, benzinarii noștri iubiți nu curăță cu substanțe ca lumea carburantul căzut lângă pompă sau aruncat sau cum vreți voi. Da? Ei, apa împreună cu carburantul ăla devine foarte alunecoasă. Foarte alunecoasă. Deci mare grijă în benzinării. Echipamentul, bineînțeles, nu ca mine blugi, da? Și ce să vă mai zic? Asfaltul uscat, să vă zic? Hai să vă zic asfaltul uscat, dacă nu mai nimerez neutru. Hai, dimă, gata, boss, l-am nimerit. Asfaltul uscat și, na, până la următoarea. Dacă mai aveți pilde pe care eu le-am uitat, sfaturi și mai departe, în comentarii, vă rog frumos, vă pupă vaca!